construite de turci pe vechi fundații romane. Acesta este conacul. Bun. Are macaroni, dar nu are, i-a văzut. Sunt aici niște blocuri frumoase. Noi. Noi. Cartier. Hotel Moravița. Aici era stânga? Virează la stânga. Da. Și apoi virează la dreapta. Virează la dreapta. Și am ajuns Hotel Sunse de 4 stele. Virează la dreapta. E cam plin. Da, nu e chiar plin. Sunt locuri de parcare. Pe mijloc, punctul. Unde vrei. Mai aici, mai în față. Nu uite și aici. Recepția de acolo. De la băgă acolo. O să pui aici. Să vă prezint camera. Sunt halate de baie, sunt papuci. Acolo e un pled, o cuvertură. Cafea și apă gratuit. Minibarul. Care este contra cost, Pepsi, apă, Mountain Mars, bere, Mirinda, Pepsi. Aici sunt prețurile. Apa 190 de dinari, ciocolata 180 de dinari. Este camera dublă standard. Saltele destul de confortabile. Tablouri, o cameră simplă, dar curată și drăguță. Și priveliște din balcon. Să vă arăt și priveliștea din balcon. Aici avem o măsuță cu două scaune și frumoasa stațiune Socobania. Baia destul de micuță, dar dotată cu tot ce e necesar. Să pun șampoane, balsam, uscător de păr, prosoape. Pe râul Moravița trece chiar pe lângă hotelul în care suntem cazați. Noi suntem cazați la Sunse Hotel. Stațiunea Socobania este situată între munți. Ah, suflă vântul. Aici lângă hotel avem un părculeț foarte drăguț, cu copaci, cu băncuțe. Oamenii fac sport, aleargă. Și ne îndreptăm către centru. Da, sunt plaje situate pe malul râului Moravița. Da. Am înțeles că apa e foarte rece și vara, dar se face plajă. Și baie, care se pare. Bineînțeles. De la hotel până în centrul stațiunii este un kilometru, se fac în jur de 15 minute. Și de aici începe zona de promenadă sau centru Socobaniei.
aici, în Parcul Central, se află băile turcești Amam, ce datează încă din secolul al XV-lea, construite de turci pe vechi fundații romane. Se pot folosi, costă 500 de dinari sârbești, până în 5 euro intrarea, adică 30 de minute se face programare pentru a folosi băile. Băile sunt celebre și pentru filmul Zora Zanfirova, de s-a filmat aici. O construcție interesantă, din piatră, cu o formă și cu o arhitectură deosebită. Primul care a renovat aceste băi a fost Milos Obranovici. Vis-a-vis de băi se află conacul sau casa unde locuia acesta când venea în Socobania. O să filmăm și acolo și să vă arătăm. Acum, momentan, este un restaurant. Lângă băile Amam se găsește un inhalatoriu folosit în tratarea bolilor respiratorii ca astmul, bronșite, sinuzite, infecții și alergii. Bună! Apă normală, nu? Ce bună! Opuse! Acolo e felis, niște! Are macaroni, dar nu are, i-a bătut. Turistică a Socobanii cu obiectivele importante, parcuri, lacuri, stadion, amamuri, restaurante, izvoare termale. Și patiserie și prăjituri. Bagă-te aici, nu te băga acolo la aia ușoară. Ușoară, bă, că mai sunt unele. Interesant. Uite, mă, până la autobus, bă, ce faci, mă? Bă, nu, 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 bă, cum faci, așa faci, gol, ia, ia, bă, le-am. Cinștile alea mică. Mă, e cu drăpără, mă.
ajuns la finalul acestui clip și dorim să îți mulțumim pentru că ne-ai însoțit în această călătorie. Dacă ți-a plăcut ceea ce ai văzut, abonează-te la canalul nostru și împărtășește bucuria explorării alături de noi. Până data viitoare, zâmbește și bucură-te de fiecare moment. O zi minunată! La revedere!